În ultima perioadă, pompieri din cadrul detașamentului de pompieri din Câmpulung au fost prezenți în localitățile Aninoasa, Câmpulung și Rucăr, unde au susținut câteva activități de informare preventivă și recunoașteri în unitățile de cult. Aceste informări au continuat și la unitățile de învățământ din Rucăr și Aninoasa. Marți, 8 martie, un echipaj cu ambulanță smurt a intervenit în comuna Schitugolești la o pacientă de 13 ani care prezenta traumatism craniocerebral și durere la membrul superior drept în urma unui accident rutier pietonal. I s-au acordat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. În aceea zi, în jurul orei 19, o auto specială cu apă și spumă a intervenit în municipiul Câmpulung, pe strada Traian, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată.